Bine v-am regăsit! Astăzi vi-l aduc în atenția dumneavoastră pe domnul dr. Andrei Pătrâncă, medic specialist psihiatrie în cadrul Centrului Medical Remene Diagnostica Sibiu. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua! Mă bucur că dialogăm astăzi. Și eu sunt onorat de invitația dumneavoastră. Trecem printr-o perioadă grea cu toții, o perioadă care ne apasă din multe puncte de vedere, o perioadă cu multe incertitudini. Avem nevoie de un medic psihiatru? Eu cred că avem nevoie de un medic psihiatru chiar dacă nu trecem printr-o perioadă de genul acesta, pentru că în viață sunt destul de multe probleme existențiale care necesită un ajutor de specialitate. Mai cu seamă acum când lucrurile merg în direcția suferinței și a morții celor din jurul nostru, a regulilor pe care ne e greu să le respectăm și pe care câteodată nu le înțelegem. Mai cu seamă acum, probabil că e de dorit ca adresabilitatea psihiatrică să crească și oamenii să îndrepte tot mai mult către un specialist. Există un mit cu privire la medicul psihiatru, un mit pe care îl avem și îl auzim cu toții, este cumva și un subiect tabu, că putem fi puși în ipostaza de a aștepta la ușa unui medic psihiatru. V-ați confruntat, cred, cu această idee. Cum reușim să-l demontăm? E o rușine să mergem la medicul psihiatru? Cred că la o clinică privată, cum este Remene Diagnostica, atunci când pacientul este bine programat la un interval de timp, distanță de celălalt pacient, încât să nu se întâlnească cu el și să se păstreze confidențialitatea actului terapeutic, mitul acesta nu are de ce să aibă putere. Eu lucrez singur, de pildă, nu am asistentă. Introduc datele, vorbesc cu pacienții, tot ceea ce discută cu mine rămâne în contextul cabinetului, în spațiul tainic, cum îmi place mie să numesc, al cabinetului de psihiatrie. Sunt notate în registru doar date semnificative pentru a stabili un diagnostic și apoi o conduită terapeutică. Ne puteți face în câteva vorbe o diferență între medicul psihiatru și psiholog, psihoterapeut? Se îmbină cumva aceste sfere? Medicul psihiatru este absolvent al facultății de medicină, după care face un rezidențiat rezidențiat în psihiatrie și ajunge medic psihiatru. Psihoterapeutul este un psiholog care, după terminarea facultății, urmează o formare în psihoterapie. Lucrurile sunt puțin diferite pentru că medicul are tendința de a se concentra, de a se focaliza pe partea farmacoterapeutică, deci pe a da medicamente, pe când psihoterapeutul pe consiliere și terapie. Dar, există și un dar, sunt medici psihiatri și eu sunt un astfel de medic care au și formare în psihoterapie, deci care pot face și consiliere și psihoterapie cu pacienților, nu doar medicație. Iată, o terapie completă, cumva un tablou complet al tratamentului. Ce faceți mai exact aici la Remene Diagnostica Sibiu? La Remene Diagnostica Sibiu ascult povești ale oamenilor care trec prin diverse crize și încerc să fiu alături de ei până când reușesc să ajungă la liman. Foarte frumos ați descris, de suflet așa. Cred că psihiatria este una dintre principalele specialități care se adresează sufletului, nu părții. Cum ați ajuns aici? Cum ați ajuns să practicați această profesie de suflet? Psihiatria a fost un vis de ale mele din copilărie încă. Atunci am citit primele cărți, m-am simțit atras de domeniul acesta, mi-a plăcut să ajut oamenii. Am fost și un pic curios de natura umană. Erați o fire introvertită? Da. V-a condus cumva această caracteristică a dumneavoastră către calea aceasta, a psihiatriei? Vă vedeați practicând o altă specialitate în medicină? Mi-a plăcut cel mai mult psihiatria, chiar experimentând în viața reală diversele specialități prin care am trecut în cadrul formării în facultatea de medicină. M-am simțit
pregătit pentru ea, pentru că deja începusem să citesc și mă formasem în domeniul acesta. Nu erau ideile coerente în mintea mea, nu știam exact cum se tratează un pacient, dar aveam o chemare către psihiatrie pe care mi-am identificat-o din timp. A fost un punct culminant care v-a determinat? O experiență de viață, poate? A fost un curs de psihiatrie. Eu am dorit să văd dacă într-adevăr îmi place specialitatea aceasta și doresc să mă investesc în ea. Așa că am început să merg la cursurile de psihiatrie cu câțiva ani înainte de a se preda. Se preda în anul 6 de facultate. Iată, o pasiune cumva. Și am zis că nu mai aștept până atunci. Denotă categoric o atracție către și această specialitate. După primul curs de psihiatrie m-am simțit euforic. Cred că a fost unul dintre puținele momente din viața mea în care m-am simțit fericit de-a drept. Apropo de fericire, ce înseamnă fericirea unui medic, împlinirea unui medic psihiatru? O stare de satisfacție poate asupra unui caz rezolvat sau o patologie identificată? Sau cred că un om fericit până la urmă, la finalul tratamentului? Haideți să zicem un om împlinit de rezultatele terapeutice. Fericirea mi se pare așa un lucru greu de atins. Le spuneți asta pacienților? Nu. Mi-o spun ei de cele mai multe ori. Ok. Și nu pot să o contest. De obicei am o alianță bună terapeutică cu pacienții mei, ceea ce contează foarte mult. Ca medicul la care mergi, indiferent de specialitate, să fie un medic pe care îl simți aproape de inima ta. Un medic cu care poți să dialoghezi, care să te asculte, care să te înțeleagă, care să nu te judece și care să-ți dea un tratament potrivit stării tale și tu să vezi după aceea, urmând tratamentul respectiv, că te simți mai bine. Calitatea vieții tale a crescut. Acesta numesc eu un act terapeutic reușit. Evident, în psihiatrie durează foarte mult timp un tratament, durează cel puțin 6 luni pentru majoritatea bolilor, tulburărilor psihice, dar da, rezultatele se lasă așteptate, necesită răbdare atât din partea psihiatrului cât și din partea pacientului care vine și care dorește o soluție peste noapte, pentru, mai ales dacă se află într-o zonă de criză din viața lui, dar vin. Da. Este un lucru cert. Da. Simțiți din partea pacienților reticență cu privire la faptul că puteți să-i judecați? Adică cred ați că făcut mențiune mai devreme. Primele lucruri pe care mi le adresează pacienții atunci când vin la consultație, sper că nu mă judecați. Ceea ce denotă faptul că trăim într-o societate justițiară, că oamenii aceia nu găsesc sprijin, suport necondiționat, tot vorbim de iubirea necondiționată pe care le dăm semenilor, nu o prea găsim. Unii dintre ei nu o găsesc decât în cabinetul unui psihiatru sau psihoterapeut care e cumva antrenat spre a nu judeca, spre a duce lucrurile într-o zonă non-moralizatoare. Spre a ne e teamă să fim arătați cumva cu degetul sau să fim puși la colț. Ne e teamă de ceilalți, de ce vor crede ei despre noi, dacă ne vor vedea nipostați aceasta a slăbiciunii noastre, lăuntrice. Dar cred că cel mai mult ne e teamă de noi și ne e teamă de etichete. Ne e teamă să ne descoperim așa cum suntem și cu părți mai puțin plăcute. Domnule doctor, am asistat acum câteva zile la o cădere a rețelelor de socializare. Cu toții ne-am gândit mai întâi că este vorba de furnizorul de internet, după care, sigur, ne-am dat seama că și cel de lângă noi are aceeași problemă și tot așa. Prin ochii psihiatrului, cât de mult ne ajută, cât de mult ne afectează aceste rețele de socializare? Sau cât de mult cântărește faptul că ne trăim viața în internet? Cred că internetul este un instrument, așa cum sunt banii. Banii tot instrumente sunt. Sau alte lucruri care au fost descoperite și utile de-a lungul veacurilor. Radioul, televizorul. Este un instrument, depinde de noi cum îl folosim. S-ar putea la un moment dat să ne refugiem într-o lume virtuală, mai ales atunci când avem probleme de relaționare în viața noastră privată. Viața noastră socială sunt defecte
sau nu ne place de felul în care arătăm și atunci ne creăm un profil fals, sau ne simțim extraordinar de singuri, nu avem prieteni sau poate nu avem un partener de viață și petrecem destul de mult timp dialogând cu oameni de acolo pentru că avem nevoie de interacțiune umană. Clar, internetul nu oferă o interacțiune reală, un contact direct și hrănitor pentru sufletul nostru, dar este totuși potențial aducător împreună mai multor suflete dacă vor trece de la pasul întâlnirii în lumea virtuală în lumea reală. Cred că în sensul acesta este util și cred că internetul mai este util de asemenea pentru informații. Pentru informații. Iarăși dacă știm, dacă știm cum să le selectăm și de selectăm. Unde. În regulă, spuneți-ne dincolo de halatul alb, pentru că astăzi purtați un halat alb de medic, evident, cine sunteți? Aceasta este o întrebare foarte. Tocmai un medic psihiatru ne spune asta. Da. Cum v-ați caracteriza? Ce hobby-uri aveți? Ce fel de om sunteți? Caut să fiu un om simplu și modest. Îmi place simplitatea. Iubesc oamenii, dar îmi place să-i țin aproape doar pe cei care sunt prieteni adevărați. Îmi place natura, îmi plac animalele, am două pisici, am un acvariu care mi ocupă printre altele destul de mult timp. Sunt o persoană statică, nu-mi place foarte mult să călătoresc, să vizitez locuri noi. Și dacă merg într-un alt loc, de obicei mă îndrept spre persoane cu care să interacționez. Nu neapărat locuri. Nu neapărat locuri, cât a întâlni persoane, culturi, civilizații, istorii. Este ceea ce mă fascinează și mă atrage. Ce ne-ați sfătui pe noi, cei care suntem în jurul dumneavoastră sau cei care ne privesc, înainte să ajungem pacienți în cabinetul dumneavoastră, cum să ne organizăm viața sau cum să avem o calitate mai bună a vieții, astfel încât să nu ne confruntăm cu patologii sau frustrări? Eu cred că mai devreme sau mai târziu toți ne confruntăm cu diverse situații care nu mai țin de noi și care necesită un ajutor. Atunci când trecem prin perioade de criză, poate e utilă prezența prietenilor de nădejde, dacă îi avem. Încă o dată atrag un semnal de alarmă către oameni care se înstrăinează din ce în ce mai mult unii de ceilalți. Avem nevoie de prieteni. Din cauza acestor rețele de socializare, este oare? Este unul dintre motive. Poate rețelele de socializare au apărut din cauza înstrăinării. Nu știm exact care e motorul principal. Dar cred că un ingredient important al unei vieți de calitate este prezența prietenilor în care putem să avem încredere și de la care primim dragoste necondiționată. Cred că sportul este un alt ingredient, o altă caracteristică. Nu sporturi extreme, nu sporturi obositoare, nu sporturi care nu ni se potrivesc, dar din multitudinea de forme de mișcare care există să găsim acea formă care ni se potrivește. Chiar și o plimbare în aer liber, în natură. Ce ne sfătuiți înainte de culcare seara? Să facem ultimul lucru. Având în vedere faptul că mulți ne confruntăm cu insomnia, din ce în ce mai mulți, sunt câteva reguli, să le zicem, de bun simț pe care le putem aplica înainte de a ne duce la culcare. Sunt câteva nu-uri, de pildă să nu ne uităm la televizor, pentru că imaginile în mișcare corelate cu subtitrarea sau cu sunetul obosesc creierul foarte mult. Să evităm efortul fizic intens înainte de culcare. Aviz celor care merg la sală după orele de program. Da. Să evităm să mâncăm foarte mult înainte de somn. Iar pe panta pozitivă, putem să înlocuim televizorul cu o carte. O carte nu neapărat care să ne țină sau să ne ducă într-o zonă de tensiune, dar care să ne relaxeze. Poate un roman frumos, poate o poveste, știu eu, de viață sau de dragoste, nu știu, ce mișcă ceva în noi. Lavanda, uleiul de lavandă, aromaterapia, este un extraordinar relaxant. De asemenea, plimbările nocturne, dacă avem posibilitatea să le facem, ar fi extraordinare.
Și acum, pe final de dialog, aveți foarte mulți pacienți tineri. Vorbesc aici prin prisma celorlalți colegi medici psihiatri, atât de la Brașov, din Centrul Medical de la Brașov, dar iată și de aici. De ce oare? Cred că tinerii... Ce le-ați spune tinerilor? Cred că tinerii sunt mai sinceri în a-și recunoaște starea și în a cere ajutor. Mai curajoși? Sunt și mai curajoși decât generațiile trecute. Cred că sunt și mai puțin influențați de stereotipuri, de mentalități închistate care puneau psihiatria și psihologia, din păcate, într-o lumină negativă. Acum au înțeles că au nevoie de un ajutor de specialitate și că acest ajutor de specialitate este ca oricare altul. A devenit un trend să mergi la psihoterapeut? Nu, nu, în România? Nu am întâlnit niciun pacient de-a lungul carierei mele care să meargă doar așa dintr-un moft. Am întâlnit oameni care într-adevăr au probleme și care au nevoie de ajutor, chiar și tineri fiind. Mulțumesc foarte mult pentru dialogul deschis de astăzi. Pe domnul doctor Andrei Pătrâncă, medic specialist psihiatru, îl puteți găsi la RMN Diagnostica Sibiu, cu sfaturi de suflet, așa cum ne-a povestit de altfel dumnealui. Vă mulțumesc și să ne revedem sănătoși!